Salut, prieteni! Bună seara, dragi privitori! Mulțumesc că sunteți și astăzi alături de noi la Agenda de Mureș. Vom vorbi despre, probabil, cel mai important punct, să nu-i spun cea mai importantă comună, cea mai importantă unitate administrativ-teritorială, cea mai importantă zonă din imediata vecinătate a Târgu Mureșului, Sânt Georgiu de Mureș. Este o comună cu multe titluri și cu o foarte mare influență. Sunt acolo, pe lângă magazine, sunt cartiere nou înființate, sunt mulți și sunteți mulți cei care lucrați în Târgu Mureș și locuiți în Sânt Georgiu de Mureș. E un punct prin care se trece înspre Reghin. Cred că este mai important decât ieșirea înspre Luduș din punct de vedere al traficului și cred că în condițiile acestea e important să vorbim despre dezvoltarea Sânt Georgiului de Mureș, dacă se va face individual sau ține cont de zona metropolitană, nu de asociația zona metropolitană, ci de zona metropolitană a Târgu Mureșului. Astăzi dimineața am sosit de la București, dar acum am fost deja la Radio Târgu Mureș. Vin, știu că astfel de emisiuni generează multe întrebări, critici, tot, dar cred că primarul știe că îmi scrie și trebuie să le asume. Da, să le asume, să vină, să fie atacat, criticat. Spuneam că sunteți foarte ocupați și vreau să pornim de aici. Am încercat 24 de ore să vă contactez și m-a surprins la un moment dat când mi-a spus: nu pot să răspund atâta vreme cât am audiențe. Locuitorii sunt mai importanți decât presa și decât orice. Chiar așa e? Așa consider, puneți-vă într-o situație în care din 3 în 3 minute sună telefonul. Sunt înscriși 38 de persoane în audiență. Să vină la primar cu ofurile, cu problemele lui. Intră la mine, după ce au așteptat un timp, pun întrebarea foarte încărcată, foarte importantă, iar mi-mi sună telefonul din 3 în 3 minute. Eu ridic, scuze, acum trebuie să răspund. Alo, da. Pun jos, începe iarăși ideea că, uite, mi s-a luat terenul, că am probleme. Eu, scuze, iarăși ridic. Păi o să spună domnul, degeaba am venit la domnul primar, că ăsta tot timpul vorbește la telefon, nu-mi place de ea. Și am spus, e important omul care a venit la mine, chiar dacă pentru unii li se pare că are o problemă nesemnificativă. Nu e adevărat, de vreme ce a venit și a ajuns la mine, chiar dacă se pare global o problemă mai mică, eu totuși consider că îi dau o importanță, o stimă anume omului, indiferent că e român, maghiar sau rom, că e sărac, că e bogat, că are o problemă atâtica sau mare, da, timp de calitate. Asta se întâmplă și în familie, cum foarte puțin timp sunt acasă, am 3 copii și o soție, nu pot să gândesc în cantitate. Da, dragă Adela, stau lângă tine o oră, două și nu mai discutăm și după aceea ne sărutăm, te invit la cină și între timp... Și spuneați că v-ați întors de dimineață de la București. Ați fost la o întâlnire cu premierul. Da. Toți primarii au fost sau doar primarii UDMR? Nu, toți primarii. În fiecare an se organizează întâlnirea primarilor de comune prin Asociația Comunelor din România și acum peste 500 de primari au fost din toată țara și se ridică diferite probleme, dar vin și guvernanții acolo în frunte cu prim-ministru, a adus 10 miniștri, o treime din tot aparatul guvernului și nu numai își țin speech-urile lui și se laudă sau nu cu realizări sau nu, ci avem ocazia să le adresăm întrebări. Din județul Mureș am fost 4 primari, printre care și eu am avut ocazia să lansez anumite întrebări concrete, pentru că am o nedumerire, care sunt 3 de fapt, care se pot ridica și la acest nivel guvernamental și am așteptat răspuns pe loc. Nu că notez problema și peste 2 săptămâni revenim. O problemă ridicată a fost, de asta albesc, câștigăm proiecte europene, proiecte guvernamentale. Ne lăudăm, suntem primul loc pe județ, pe anul trecut, ca și număr de proiecte câștigate, europene, etc. Până ce obțin avizele, până ce fac licitația pentru lucrare, așa o procedură anevoioasă, greoaie, lungă e, că trec 2-3 ani de zile până ce ajungi la execuție. Că omul nu mai crede că se va realiza acel lucru. O să vedeți că o să fie întrebări, apă, canalizare, trotuare, străzi, de ce nu se face ca ați spus? Păi în momentul în care am semnat contractul, evident că spun că e ceva bătut în cuie, dar de acolo, până ce faci proiectul tehnic, avize, licitație prin SEAP, aviza ANAP, etc., trec 2-3 ani și omul crede, bă, ăsta ne-a mințit, nu e adevărat că va face, a cheltuit banii pe altceva. Și a fost
pentru primărie, doar prin procedură electronică, prin SEAP, Serviciul Electronic de Achiziție Publică, pot face acest lucru, dar la lucrări mai e o altă agenție sau autoritate, ANAPU, care avizează aceste lucruri, îți respinge, după aceea vine de la faza SFPT-ul, de la studiul de fezabilitate proiectul tehnic, deci o procedură birocratică, complicată și în lumea de azi când trăim așa cum văd și acum, ne uităm, scriu o informație, apăs pe un buton, mi se deschide lumea, nu e normal să fie atât de anevoios tot. Și ni s-a promis că va fi emisă o nouă ordonanță care va simplifica și mai tare achizițiile publice, astfel contractele vor putea fi încheiate mai ușor, fără atât de multe avize, etc. Și lucrările de la data câștigării proiectului european până la execuție, deci această perioadă va fi una mult mai scurtă. Bun, luăm o scurtă pauză, domnule primar. Văd că pentru prima dată internetul ne joacă feste. Luăm o scurtă pauză, dragi privitori, revenim în 2 minute, încercăm să rezolvăm problema aceasta și revenim în direct. Bun, domnule primar, spuneați de faptul că s-ar putea să fie mult mai ușor să accesați fonduri pentru anumite proiecte. Chiar credeți? Da, știți de ce? Pentru că toată lumea suferă. Gândiți-vă, acum eu mă uit către cei care ne urmăresc și mă întreba, să zicem, de apă la Cotuș. Și spun, uite, s-a terminat licitația, dacă nu sunt contestații, în 2-3 săptămâni pot începe lucrările. Mi-am asumat o responsabilitate, am promis că oamenilor le pace să spună, domnul primar, ai promis, de ce n-ai făcut? Iar cineva contestă la CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, 6 luni de zile s-a blocat tot. Nu e normal. De ce nu numai o săptămână se blochează sau 2? De ce trebuie 6 luni să fie blocat? Și evident că omul de rând va spune că, domne, s-a mințit, nu va înțelege că sunt avize, agenții, autorități, instituții care trebuie să dea avize, care te verifică, care îngreunează procedura de achiziție publică, etc. Și nu mi se pare normal să meargă așa, pentru că toată lumea e supărat. Eu sunt supărat că o să treacă vara, omul e supărat că s-a spus și nu s-a făcut ce așteaptă apa de 100 de ani și instituțiile sunt supărate, că mergem cu reclamații, e tensiune generală, e o presiune de jos în sus și de sus în jos, e de multe ori. Deci trebuie să fie schimbat și în decembrie s-a schimbat. Acum, în februarie, iarăși se schimbă, se ușurează această procedură și va fi bine. Pe de altă parte, am avut ocazia să spun acolo în prezența numeroși miniștri, eu primar de comună, cine sunt eu, dar... Deci le-a spus că o comună importantă din județul Mureș. Da, dar nu din toată țara. Dar totuși am avut această posibilitate, chiar dacă sunt primar de etnie maghiară, mă exprim destul de bine în limba română și chiar ne-au aplaudat, au apreciat, au fost câteva cuvinte de laudă, că da, în Mureș se mișcă câteva lucruri destul de bine, chiar și de Sfânt George de Mureș au auzit, mai mult am primit și un premiu, o distinție, o primare am primit din toată țara pentru sprijinul pentru cultură și pentru publicistică, etc. Dar am ridicat și una și o altă problemă și cred că pe toți îi privește, numai pe noi de la Sfânt George de Mureș, de la acea localitate în care se află acest drum național sau drumul de ocolire. Ne atinge terenurile sângiorzenilor. Nu e normal să se ceară, bă, totuși, cum? Ce conducte aveți? Cum e acolo? Și la altele, e cunoscut dealul Pițigolilor din Sângeor de Mureș, era loc de schiat. Știu că Romsilva are un program de tăiere, dar nu e normal să se ceară aviz, mă, e o frumusețe a comunei, știu că aveți un plan multianual, dar totuși să ne consultăm, pentru noi o atracție turistică. SNCFR-ul, avem 2 treceri de cale ferată, periculoase, mor oameni acolo. Solicităm de mult timp, hai, barieră, semnal acustic, de lumină, ceva să se facă. De la București se iau astfel de decizii. Hai mă, sprijinim noi, dăm noi banii. Nu se poate. Deci, descentralizarea văd o soluție foarte bună. Deciziile să se ia cât mai aproape de oameni. În modul în care se desfășoară acum totul greoi, cu o grămadă de avize, consider că e în detrimentul tuturor locuitorilor, inclusiv a guvernanților. Și ce v-au spus? Au spus cei că de la guvernare, că asta contează. V-au aburit sau chiar vor lua măsuri? Ce am văzut la colegia, ați auzit de această ordonanță 114 care... E celebră. Celebră.
E interesant ce ni s-a spus, nu știu dacă sunt promisiuni sau nu, dar și-au spus că se găsește rezolvare. E vorba de actualizarea prețurilor după ce a crescut salariul minim, sunt, să zicem, contracte încheiate, dar nu mai poate să facă pe acei bani, pentru că de vreme ce a crescut salariul minim, nu se mai încadrează în cheltuieli. Ok, trebuie reactualizat, cresc cheltuielile, dar întrebarea mare pe care am pus-o noi primarii de comune, cine plătește? Ni s-a spus că până la licitații rămân bani care se retrăgeau, acum vă rămân și din ăla puteți actualiza lucrările. Să plătiți, într-adevăr, o sumă reală. Doi, dacă nu, vă ajută Consiliul Județean din cota aceea de 7,5% cât se primește de la guvern. Trei, dacă nu vă descurcați nici așa și nu puteți asigura cofinanțarea la un proiect european, atunci și noi de la guvern avem un fond special pentru ăsta prin care vă vom sprijini. Deci sunteți legați de două ori politic, o dată de Consiliul Județean, dacă vrea majoritatea sau dacă vrea președintele Consiliului Județean, și a doua oară de guvern. Dar dacă... acolo acest fond e doar cu acest scop. La proiectele europene care au cofinanțare și autoritatea publică locală nu poate asigura cofinanțarea, indiferent că e vorba de reactualizare prețuri, de orice sumă, acolo trebuie să dirigeze banii. Și nu ține de politică, uite, șoferul ăsta e simpatic sau e San Giorgio aici aproape. Nu, are probleme. La noi, eu spun, noi ne-am gospodărit bine. Anul trecut am devenit primii ca și fonduri europene. Avem și proiecte foarte mari în care nu câștigam proiectul dacă nu asiguram o cofinanțare mai mare. Vorbim imediat de asta, dar vroiam, înainte și înainte de toate, să punem la punct problema aceasta cu zona metropolitană. San Giorgio de Mureș, unde se vede în zona metropolitană a Târgu Mureșului? E concurent cu Târgu Mureșul? Comuna San Giorgio de Mureș face concurență municipiului Târgu Mureș în momentul de față? Sau se vede un satelit al Târgu Mureșului? Peste tot concurăm cu mulți, și cu orașe, și cu comune. Convingerea mea este mai bine să fie o comună bogată decât un oraș sărac. Și să ai o identitate, noi San Giorgeni avem și o identitate evident culturală, dar e identitatea asta San Giorgenilor în care nu ne-ar conveni să fim un cartier al orașului. Și nu vorbesc numai de această identitate, vorbesc și de bani în primul rând. Evident că sunt altele impozitele la nivel de oraș mai mari, evident, decât la nivel de comună. Evident că deciziile iarăși duc spre o centralizare, pentru că mie mi-ar conveni, pe mine știți cine mă ajută în a lua decizii? Câțiva locuitori de pe anumite străzi care trăiesc alături de Piștrăbacii sau de Nenea Ioan. Pentru că eu, la nivel de primărie, poate nu cunosc toate problemele din fiecare stradă, dar sunt oameni care locuiesc acolo, învin și însemnalează. Din punctul ăsta de vedere, o zonă metropolitană e ok, dar fiecare are să rămână unitate administrativă separată, cu primăria lui, cu conducerea lui, cu informațiile pe care le deține. Asta văd eu. San Giorgio de Mureș, fiind cea mai mare comună din județul Mureș, în zona metropolitană, cred că va juca un rol important și din punct de vedere a dezvoltării infrastructurii de transport, dacă o pot numi așa, și din punct de vedere de luare a anumitor decizii. Dar așa văd, în viitor, fondurile europene nu vor mai fi pe mici entități, vor fi pe mari asociații. De ce credeți că s-au născut asociațiile astea mari? AVE sau cum să numească? Cum o să le puteți răspunde și celor care merg spre asociație, iar zona metropolitană Târgu Mureș e o asociație despre care președintele Consiliului Județean spunea și o să relanseze de câte ori pot, că dacă nu se relansează în acest an, o pune la rece și uită de ea. Cum puteți mulțumi zona metropolitană, care e totuși Târgu Mureș, pionul principal al zonei, că în jurul lui se dezvoltă, și locuitorii care au acest sentiment al apartenenței unei comunități mai mici? Deci să aparținem de zona metropolitană, să avem drept de vot, drept de decizie, evident, și aici poate nu neapărat întotdeauna deciziile trebuie să se ia cu majoritate simplă. Știți, la probleme mari se iau decizii cu două treimi, ca nu cei mari să ia decizii împotriva celor mici. Eu așa văd că e un lucru bun zona metropolitană și așa văd că se va relansa această asociație, dar nu sub forma aderării administrative a comunelor limitrofe de municipiul de ședință de județ.
suntem într-o asociere, e bine, gândim proiecte comune, trebuie să ne informăm. Ați făcut-o până acum? Într-o proporție mai mică. Într-o Dați-mi un procent. Cât înseamnă într-o proporție mai mică? Păi eu pot spune între 10 și 15%, pentru că asta înseamnă... Asta pentru că ați plătit cotizații în fiecare localitate, parteneră, nu? Nu, multe localități nici nu au plătit cotizație. Practic, a început să se pună bazele acestei asociații, cum să ne gândim, ce exemple pozitive sunt, că și la Brașov, și la Timișoare sunt funcționale. Care e problema că nu funcționează această asociație, zona metropolitană Târgu Mureș? Până acum au fost diferite certuri, diferite păreri și nu între comune sau între comună și municipiul Târgu Mureș. Erau mai degrabă la nivel de Consiliul Județean și Târgu Mureș. Acolo erau problemele. S-a blocat, erau diferite strategii, unii gândeau așa, alții așa, noi comunele stăteam și am zis, până aici ce se rezolvă, noi ne-am aliniat la alte asociații și eu fac parte ca Sânt George de Mureș, alături de Nernei, Gornești, Gloden și Voivoden, de o alt, dintr-o lider, altă asociație. Din lider, da, corect. Și am câștigat bani. Din Gornești a vorbit de asociație. Da, am câștigat bani acolo, proiecte, nu... proiecte de dezvoltare unitară, proiect pentru fiecare localitate în parte, dar am accesat împreună. Împreună e o forță, dar nu înseamnă că îți pierzi identitatea sau din punct Bun, de vedere sunt doi privitori care ne-au scris în momentul de față pe live și vreau să dau citire mesajelor domnilor lor. Ioan Gavril Popșor, felicitări domnului primar și echipei sale, mă bucur că am fost colegi de liceu și am o întrebare. Cum îl putem clona să instruiască și echipa din primăria Ceoașul de Câmpie? Și acolo e primarul DMR, dar proiecte europene zero. Noi notăm în noroi și incapacitatea autorităților locale. Iar colegul jurnalist de la Zi de Zi, tot Alex, îl salut și pe el pe această cale, spune așa, bună seara, primele două întrebări pentru domnul Șofalvi. Pe când statutul de stațiune pentru Sânt George de Mureș? Eu știam că aveți acest statut, stațiune turistică de interes local. Să-mi spuneți ce înseamnă asta, să le spuneți privitorilor care nu știu. Și a doua întrebare de la tot Alex, pe când statutul de parlamentar pentru Șofolvi Sobolci? Poate că din poziția de parlamentar veți rezolva o parte din problemele care puteau fi rezolvate în 30 de ani prin voință politică în comun. PSD, PNL, UDMR, de exemplu, legea achizițiilor publice, la care făceați referire. Mulțumesc. Nu am astfel de pretenții de parlamentar. Eu spune să că... nu se supere cei din UDMR, nu? Nu, nimeni să nu se supere. Nici nu mă consider măcar politician. Credeți-mă, sunt om al administrației, am rămas același Sobi, și dumneavoastră așa îmi spunea, și așa ar trebui să-mi spune, Sobi, care nu m-am schimbat funcția și sunt de 11 ani primar, nu m-a schimbat, am rămas același om și pentru român, și pentru maghiar, și pentru rom. Revenind, am obținut acest statut de localitate turistică, înseamnă cel puțin 3 avantaje. 1. Putem accesa fonduri pe care alte localități nu le pot și sunt numai 100 de localități turistice în țară. Deputatul PSD de Mureș, Florin Buicu, anunța că s-a lansat de săptămâna trecută un proiecte de minimis. Intră și Sânt George da, de Mureș? Da, intră și Sânt George, dar e vorba de puțin bani. De minimis înseamnă că poți câștiga maxim 200.000 de euro. Pe proiect? Pe ca proiect. Societate, ca... Da, dar nu poți accesa mai multe proiecte. Așa e și cu celelalte proiecte. De aceea e de minimis că e maxim 200.000 de euro și nu 10 proiecte. Unul singur. Da, vom accesa, dar pentru noi care am câștigat asfaltări străzi, care începe anul ăsta, 1.000.000 de euro. Ce stres, că poate răspundeți, sunt multe întrebări, dacă ați atins subiectul acesta, sunt multe întrebări puse în avantpremieră și să mergem atunci și înspre zona aceasta. Doamna Horja Cristina Andreea spune când se va aproba canalizarea și introducerea ei până în satul Cotuș și cel mai important, asfaltarea drumului, că este plin de gropi și noroi, da. Mai ales că nu are decât satul Tofalău și Cotuș. Da, trăim da, la câțiva kilometri de oraș și parcă suntem într-un cătun, spune. Întorc întrebarea, avem 11.000 de locuitori și 150 de străzi. La Cotuș sunt 300 de persoane și sunt 28 de mașini. Dacă fac o investiție și o distanță de 7,7 km până în Cotuș, dacă gândesc pur economic, gândiți-vă, din 11.000 de locuitori, 300 de locuitori, ce înseamnă, trebuie să îmbunătățesc situația și nivelul de trai și la Cotuș și la Tofalău. Dar făcând o comparație cu 11.000 de locuitori, zona centrală a comunei să nu aibă apă, canalizare, asfalt și să merg spre Tofalău-Cotuș,
S-ar inversa toate lucrurile atunci. M-ar acuza atunci sunt georgenic și în general toată lumea, bă, ai băgat acolo milioane, zeci de milioane de euro ca să duci 8 km de asfalt pentru un sătuc mic și ne-a neglijat pe noi. Din acești bani eu pot asfalta 9 străzi pe care locuiesc 4.000 de oameni. 4.000 în comparație cu 300, cred că e deja o explicație de ce Tofaloș și Cotuș un pic așteaptă la rând. Iar o altă logică... Așteaptă la rând sau nu vor avea niciodată? Așteaptă la rând și vor avea, știți de ce? Iar altă gândire, prima dată apă, canalizare și după aceea asfalt. Absolut. Ce am făcut, asfalt unde este apă și canalizare, în Sân Georgiu, cele 17 străzi, dacă trebuie, le număr, și apă pentru Tofaloș și Cotuș. Anul trecut am început, acum 2 ani apa, am mers până în Tofaloș, până în capăt. Anul acesta e făcută licitația, este o firmă câștigătoare, mâine înalunțăm. E prima știre pe care o dau, încă nimeni nu știe, numai agenda de Mureș. Și toți cei care le privesc acum. Da. Dacă nu o să fie contestație care ne duce 6 luni înapoi, atunci, în 2-3 săptămâni, pot începe lucrările de continuare a rețelei de apă până în Cotuș, inclusiv pe toate locuitorii străzile. Locuitorii din Cotuș pot să se aștepte că vor avea apă în acest an, în mod sigur. Lucrările au o durată de vreo 6-7 luni, e vorba de mulți kilometri, plus stație de repompare, etc., dar vor avea apă. Nu știu, înregistrarea va rămâne pe da, Facebook. Da, rămâne, rămâne deci acolo. Deci o să mă luați la rost pe YouTube și pe agenda de Mureș.ro, deci poate fi urmărită. De... Dacă nu se întâmplă o tragedie, evident va fi. Cu canalizarea e altă problemă. Am nevoie de multe semnături, de solicitări, că o familie, două, doamna care ne-a scris. Da, doamna Horja. Doamna Horja, poate are nevoie foarte mare. Dar gândiți-vă, de ce nu este semnal de telefon la Cotuș? Pentru că cei care furnizează astfel de servicii au făcut un calcul că nu merită să pun dita mai amplificatoare de semnal, care costă iarăși 100.000 de euro, pentru 30 de abonamente. Și eu trebuie să gândesc, din punctul ăsta de vedere, câte familii s-ar acorda la canalizare. Pentru că am pățit și în Sân Georgiu de Mureș, într-o stradă mai puțin emancipată, să spun așa, în care ne trebuie apă, ne trebuie apă. Am băgat apa, au depus o cerere, 3-4 au semnat, dar sunt 50 de familii, s-au racordat numai 20. Și atunci am băgat bani europeni în pământ degeaba. Dar pentru deci, canalizare, domnule primar, nu se poate cu bani europeni și să fie plătită unele primării, am înțeles că așa au găsit soluția, să fie plătită și racordarea tot din fonduri europene. Ok, voi plăti racordarea, vă gândiți la branșamente și la racorduri. Ok, vom putea încerca și asta. Am pățit pe o stradă, nu dau nume pentru că să nu sună discriminativ. Ați spus că ați făcut-o și... Am făcut-o, dar am făcut și branșamente și racorduri și peste 4 luni, 5 luni, un an de zile au ajuns să nu plătească apa și canalizarea. Și li s-a tăiat. Dar am băgat conducta de apă. Nu e un semn mare de întrebare. Într-adevăr ai nevoie de el. Pentru că unii gândesc, bă, eu am fântână, eu nu mă racordez să plătesc la compania de apă. Păi eu am am fosă septică, eu nu fac canalizare, deci trebuie să gândești și economic. Unu, doi, întotdeauna din zona centrală pleci, să vezi, bă, acolo apă, canalizare, asfalt și așa mergi. Am făcut și acest calcul, anul acesta va fi introdusă apa, dar în paralel deja am făcut și un proiect de asfaltare, care de două ori ne-a fost respins către satul Tofaloș și Cotuș, tocmai datorită faptului că nu se permite asfaltarea prima dată ai bagă utilitățile. Deci de trei ori atâta sumă de bani și trebuie. Și în ceea ce privește asfaltarea, rămânând la aceeași întrebare a doamnei, contează că sunt doar 300 pentru cei care aprobă proiectele? Evident, evident. Întotdeauna trebuie să dovedești. Așa se numește un criteriu de eficiență și eficacitate și se dă și punctaj, de aceea se cer astfel de categorii. Mă, e aferent drumului național, 1. Sunt întreprinderi pe strada respectivă, sunt instituții publice pe strada respectivă, sunt multe locuințe deja construite sau chiar mai mult, e full, e umplută strada sau e în dezvoltare, pentru că fac asfaltul și cei care construiesc în spate vin și îmi sparg apă, canalizare, vin... camioane mari, de tonaj mare. Și atunci, ce soluție există? Deci, soluția le-am luat pe rând. Eu am cerut, pe vremea respectivă, o listă cu priorități și de alea ne-am ținut.
în primul rând. Au vrut semnal, au vrut internet. O listă de priorități de la oameni? De la responsabilul sătesc care a aflat de la oameni. Că ar fi bine să fie și servicii medicale. Umblăm cu o periodicitate acolo prin care se consultă oamenii. Doi, ni s-a cerut dacă se poate să fie internet. S-a făcut internet. Să fie un mic festival al satului Cotuș. S-a făcut și acest lucru. Să fie și acolo parcuri, flori, și acest lucru e important. S-a făcut acest lucru. Hai, cel mai important ar fi apa și să pietruiți, că pe vremea fostului primar, odată sau nici măcar odată pe an nu se pietruia strada. Noi de 3 ori încercăm acest lucru. Evident, în secolul 21 nu asta e soluția, dar întreținem strada. Ei, ne-am ținut de această listă ca să ne dăm seama după aceea că totuși nu ăsta era cel mai important. No, apa consider că e important, apa se va introduce. Lucrăm pe proiectul tehnic de canalizare și după aceea pe asfalt. Dar am deja proiectul de asfalt făcut, dar nu se va aproba până ce nu se realizează apa și canalizarea. Bun. Mai e o întrebare. Bălășescu Eugen Mădălin spune: felicitări pentru ceea ce faceți, dacă îmi permiteți o umilă întrebare, pe când preconizați, și cred că nu suntem tot în Cotuș, cred că suntem acum în Sfânt Georgiu, pe când preconizați că strada Liliacului va fi asfaltată? Mulțumesc anticipat. Acum începem 17 străzi în care nu este strada Liliacului. Mi-ar fi plăcut să dau o veste bună, dar intervine și vechimea străzii. Sunt străzi mult mai vechi care nu sunt încă modernizate, dar în celălalt lot de 10 străzi, un proiect european care va fi depus anul acesta, dar dacă nu se schimbă legislația, în 2 ani sau 3 ani de zile vom ajunge acolo să lucrăm. Deci, dacă trebuie să-i dau un răspuns mai concret, cam în 2-3 ani se va ajunge și strada Liliacului e o stradă în plină dezvoltare. Dar aveți proiect pentru această stradă și pentru cele 10 străzi? Nu proiect tehnic, ci așa se numește studiu de fezabilitate, pentru că un proiect european se câștigă în primă fază pe baza unui studiu de fezabilitate. Deci e prevăzută în planurile dumneavoastră? E prevăzută și strada Liliacului, așa. Bun. Tomaș Camelia. Există vreun proiect de realizare a unor piste de biciclete în jurul comunei, traseul Nordic Walk, având în vedere că este stațiune, poate nu ar fi rău să se ia în considerare astfel de proiecte. Astfel ar fi atrași și Târgu Mureșeni în zonă. Da, de 3 ani am realizat acest studiu de fezabilitate, l-am și făcut public, o să vedeți că o să mă întrebe: domne, ai promis, ce s-a făcut? Nu se vede diferența între a spune că ai făcut un studiu, un semi-proiect, sau nu știu cum să numesc, ca să înțeleagă și omul care nu lucrează cu astfel de expresii, acela îl depui să câștigi o finanțare. Știți ce pistă de bicicliști va fi, dacă Dumnezeu ne ajută? Numai 3 ani de zile am fost blocați pentru că nu i-a făcut cadastru funciar general și pista de bicicliști poate să treacă numai pe domeniul public. Va porni de la weekend, hai să nu vorbesc de weekend că nu aparține de Sfânt Georgiu, de la Șerpatica, de la pista de karting, pe înțelesul tuturor de acolo, ar merge pe malul râului Mureș, avea aproape 15 km. Pe malul râului Mureș, după aceea va ieși pe strada Gării, se va bifurca, o parte merge pe strada Gării și va atinge acel complex sportiv de care ne apucăm în acest an să-l construim, chiar lângă calea ferată, iar partea dreaptă de bifurcație va merge spre Băile Sărate, pentru că ținta e să atingem obiective turistice. Mm-hmm. Când mergi cu familia, cu bicicleta, să vezi lucruri frumoase. Malul râului Mureș. Am băut o bere, am pornit, sau nu am băut bere, am băut un suc, am pornit, atingem Băile Sărate, de acolo o parte va urca până la Castelul Mare, o fi care e în plină reabilitare acum și astăzi au lucrat, m-am verificat, la anul o să fie terminat Centrul Cultural și Turistic al Comunei în castel. Merge pista până acolo, de acolo pe strada Tofalău, acum lucrează cei de la gaz, e distrus, trotuar, vai șamar ce o să fie de noi în acest an, dar la anul se reasfaltează, se fac trotuarele pe strada Tofalău și sunt sigur că mulți se uită acum de pe strada Tofalău și acolo va fi pistă de bicicliști, deci e legat tot ce spun acum, va merge până la dealul Pițigoilor, de acolo partea dreaptă, o pistă mai extremă, va urca prin pădure, prin dealul Pițigoilor, pădurea Pițigoilor, până la platoul Cornești. Iar cealaltă parte merge spre Tofalău, Cotuș, e zona de turism rural, 15 km. Nu m-ați pierdut, dar înseamnă că veți lega cu pistă de biciclete weekendul, chiar dacă nu e al... Cu Băile Sărate. Cu Băile Sărate și cu platoul Cornești? Exact. Până la platoul Cornești nu putem merge chiar exact, pentru că limita administrativă e un pic mai aproape, dar prin pădure nu e problemă.
În... Nu, dar suntem în apropiere de weekend, mm-hmm. deci cunoașteți... Cu colaborare cu Târgu Mureșul se pot face legăturile, nu? Corect, și sunt convins că va fi o colaborare. Măcar pistele de bicicliști se vor lega între ele. Și deja am făcut o porțiune, cum traversăm calea ferată dinspre râul Mureș, o luăm spre zona industrială, acolo este vorba de strada agricultorilor, o parte, anul trecut am asfaltat, deja am făcut acolo o bandă, o pistă de bicicliști, care acum în primăvară va continua până în drumul național. Am văzut și eu acum printre întrebări, strada agricultorilor, da. Șanțul nu e făcut, acum în primăvară se va face, un proiect european, prima parte am făcut-o, care practic e a doua parte care a fost neasfaltată, iar acum va fi făcută prima parte spre drumul național, tot cu pistă de bicicliști. Deci, strada agricultorilor da. Se rezolvă și ea. Și mai e Ovidiu Adrian Trif, spune întrebare pentru domnul primar, când va adera și comuna noastră la ghișeul.ro? Iată că mergem de la infrastructură, oamenii vor să plătească așa cum se întâmplă în... spre exemplu, la Cristești. Am văzut că se poate. Tot o comună. Spune, da. Târgu Mureșul. Ei, dumneavoastră, când vă gândiți să aderați la ghișeul.ro? Deja am aderat. Deja? Pot da? Să plătească anul, deja nu, astăzi? Nu pot. Nu. Stați să citeți până la capăt. În comentariul de anul trecut, domnul primar a spus că am aderat deja, am dar aderat, după jumătate de an nu putem plăti. Corect. E diferență între a adera și a putea plăti. Ce am aderat, am făcut toate demersurile, am luat legătura, am făcut contract cu ghișeul.ro, după ce a intervenit o problemă tehnică și încă nu e funcțională. Am și numărul de contract, e 4411 de anul trecut, am reținut. Deci e făcută contractarea, numai anul trecut am avut și noi o problemă. Am avut, cum se numește, un atac... Hacker? Da, cibernetic. Atac cibernetic în care serverul, baza de date distruse, au trecut luni de zile până ce s-au făcut reconstituirile, etc. Au găsit că... cineva atacat. De undeva de din afară. Ah. Deci... cu bitcoin-uri vreau să... Asta când au aflat că instituție publică a dispărut tot, dar problemele au rămas. Ne-au luat luni de zile să încercăm. Evident, am făcut plângere penală, sesizare la poliție împotriva unor autori necunoscuți, dar e la mod acum, deși sunt luate măsuri de siguranță extreme, dar am amintit acest lucru pentru că nu e o chestie simplă. Acum nu țin partea celor de la ghișeul.ro, dar nu e o chestie simplă pentru că practic se face legătura cu baza de date a primăriei, în care figurează toți plătitorii de impozite. Tu, ca om care vrei să plătești impozitul, prin acea aplicație, prin telefon, poți să intri pe contul tău, să vezi cât ai de plată și poți plăti, etc. Mm-hmm. Deci, practic, tu intri în baza de date a comunei. Și sunt anumite măsuri foarte stricte, trebuie luate anumite măsuri să fie toate datele protejate, mai ales de anul trecut, de când a intrat în vigoare legea cu GDPR-ul. Bun, și anul acesta ați făcut investiții pentru protecția bazei de date a da, primăriei? Avem, e că pusă la punct acum? Da, în proporție de 98%, pentru că în fiecare zi noi provocări intră acum iarăși nu numai plata online, ci și alte lucruri vor intra în vigoare, avem o problemă foarte mare la nivel de țară. Vă dau un exemplu, vă oprește radarul, mergeți da. La București, vă dă o amendă de 500 de lei și mergeți și intrați la prima poștă sau la primărie și plătiți. Aveți chitanța, plați liniștit. Totuși, la poliție nu se află încă de plata acestei amenzi. Poliția, după o lună, ne trimite nouă adresă să luăm în baza de date că figurați că cu datorie de 500 de lei, că n-ați plătit amenda. Și noi vă trimitem somație de plată. Și o să veniți nervos acolo, dar eu am plătit amenda asta, tu nu știi la primărie. Păi nu știu, că nu e o bază de dată online cu poliție, cu poștă, integrată, cu primăriile. Da. Și atunci trebuie să-mi aduci dovada ca să-mi dovedești că ai plătit. Și oamenii sunt foarte nervoși, că domne, păi eu am plătit, de ce nu știți? Eu trebuie să caut acum chitanța după 3 luni de zile să vin să aduc, din păcate, bun, încă asta. Am mai primit întrebări de la domnul Laurențiu Cioloboc în legătură cu strada Tofalău. Ați răspuns deja. Cu trotuarul. Trotuarul, domnul Mihai Fodor, a intrat, cred că mai târziu și spune domnia sa, drumul spre Cotuș, o să facem cândva. I-ați da? Răspuns deja. Dumitru Hoidu spune, sau Haidu, depinde acum, Haidu, cred că. De ce locuitorii de la bloc plătesc gunoiul diferențiat față de cei din gospodăria proprie? Exagerat de scump și de ce nu se mai termină odată cu furtul de bani de la locuitorii de la bloc de către o asociație? Cine poate controla această situație?
Sunt primarul știe tot, trebuie să răspundă. Da, sunt două lucruri diferite. Unu, la case, evident, taxa, pentru că nu e impozit, taxa de gunoi se plătește la primărie și noi plătim către Salubriser. În prezent, operatorul este Salubriserul. Regional. Regional, dar nu mult timp, pentru că intră în vigoare operatorul mare prin Adiecolect. La blocuri, asociațiile de proprietari răspund de acest lucru. Ei au contract cu Salubriserul și ei fac calculele pe număr de locuitori. Ce se întâmplă? La blocuri, fiind o zonă cu concentrație mare de locuitori, se ridică gunoiul de 3 ori pe săptămână. La case, o dată la 2 săptămâni. Evident că prețul diferă. În schimb, ce va veni în viitor, poate e bine, poate nu, încă nu știm, și blocurile, și locuitorii de la blocuri, și cred că o să se bucure domnul care a pus întrebarea, și cei de la case vor plăti la primărie, iar primărie va avea contract cu nu firmă aleasă de ea, ci firma care va câștiga licitația pe toată zona. Zona 2 suntem noi împreună cu Târgu Mureșu, cu Sân Georgiu, cu Sovata, deci zona asta. Va câștiga o firmă mare, iar tendința sau dorința este ca gunoiul să se ridice din 3 în 3 zile peste tot. Poate că la case nu e nevoie. Noi avem convingerea că o dată pe săptămână ar fi bine, nu o dată la 2 săptămâni, cum e în prezent. Dar pe baza unor date statistice, majoritatea locuitorilor așa au dorit. Sunt mulți pensionari care spun că nu am gunoi și vedem pe tomberoane un mic sac, deși o dată la 2 săptămâni se ridică. Alții, cum sunt și eu, de exemplu, dar foarte mulți cred că mă susțin, nu mi-ajunge să ridice doar o dată la 2 săptămâni. Dar trebuie să schimbăm și mentalitatea. Suntem foarte mari producători de deșeuri. Deșeuri și poate că, odată cu contractul de care spuneți că va fi încheiat de administrația județeană, poate că va intra și Sân Georgiu, la fel cum ar trebui să intre și Târgu Mureșu și restul localităților, pe colectarea selectivă a deșeurilor. Da, și atunci, în mod obligatoriu se va intra. Atunci poate că își vor da seama și cei de la case, toți, că e mult gunoi bun. E mult gunoi care poate fi. Uitați-vă și la evoluția. De ce nu cumpără, nu știu, apă minerală, sucul la flacoane? Sau Austria, pentru că produc gunoi mult. Am văzut, tocmai în Austria, exemplu pe care l-ați dat, câteva flacoane, dar le... În casă, nu? Că așa cum el aruncă, cu bădita mai lor, saci mari, producem gunoi. Dinu Dâmbean, nu faceți un schimb de experiență cu alți primari din județ? Care avea de învățat. Vă transmite. Ișvan Fodor, eu de roj out. În limba maghiară, n-am zis bine. Uit, eu de din ecran. Roj out. No. Nu știu ce am vrut să spună. Bine, de Roja Uț, strada Roja. Roja, dacă e vorba de strada Roja, trandafirilor... R-O-S-Z, Uț. E printre cele 17 străzi care vor fi asfaltate în acest. Deci va fi asfaltată. Da. Stau mai prost cu limba maghiară. Tot Alex revine cu încă un set de două întrebări. Ce considerați că lipsește în prezent comunei Sân Georgiu de Mureș? V-ar interesa statutul de oraș? De exemplu, doamna Lucreția Cadar din Deda a anunțat că dorește acest statut pentru Deda, care are de două ori mai puțin locuitori decât Sân Georgiu de Mureș. Iar ca număr de locuitori, cred că depășiți Ungheniul și Iernutul, spune și Alex. Sobata. Și cred că și concurați și cu Miercurea Nirajului. Am depășit și Miercurea Nirajului. Și așa nu e. Sunteți oraș. Nu, și nici nu dorim. Asta este adevărul. Cu 12-13 ani în urmă era o tendință să devii oraș, pentru că am buletin de oraș, bă, nu ești de la țară, cum da, se spunea. Da, atunci PSD a și făcut pe bandă rulantă comunele oraș. Da, orașe. Noi ne-am dat seama, unul, ar crește impozitele. Dorește cineva acest lucru din comună? Nu cred. La oraș sunt alte taxe și impozite. Ăsta e realitatea. Doi, avem mult mai multe posibilități să câștigăm fonduri europene decât orașele. Programele astea naționale sau europene de dezvoltare rurală au fonduri mult mai mari decât dezvoltarea orașelor. De ce? Pentru că satul românesc și la întâlnirea asta primarilor de ieri și al altele de la București spune că mediul rural e mai rămas în urmă. Deși peste 50% din locuitorii românei trăiesc în mediul rural. Și diferența asta în ultimii ani a devenit tot mai mare.
La orașe, cum sunt mai mulți investitori, modernizarea e mai accentuată, la sate, în comune, nu. Și de aceea se direcționează mult mai... Au rămas 3 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut în bugetul național, care anul acesta vor fi direcționate către mediul rural. Pe atunci o să devin oraș, când acolo sunt bani mulți. Poate peste 5-6 ani, când nu vor mai fi bani pentru mediul rural, ci se vor ocupa de oraș, atunci și noi mergem și ne facem Domnule oraș. Domnule primar, aveți statutul de sat cultural. Cu ce vă ajută? Ce înseamnă? E doar că vă gâdilă la orgoliu sau chiar înseamnă ceva pentru Sfânt George de Mureș? Aduce puncte în plus când trebuie să accesez fonduri. De exemplu, am câștigat un proiect european pentru modernizarea și extinderea căminului cultural. De fapt, vom construi nou cămin cultural. Anul acesta încep lucrările. Frumos, cu turn, așa cum e stilul ăsta din Transilvania. De aceea am câștigat un punct în plus, doar un punct în plus, pentru că am avut foarte multe evenimente culturale și multiculturale în comună și pentru că am avut distincții primite pentru această activitate. Pentru că așa spune Uniunea Europeană că acele localități trebuie ajutate cu cămin cultural, de exemplu, care au astfel de activități. Și acum, dacă tot mi-ați adus... Deci merge pe bani. Merge pe bani, nu pe distincții. Și acum am primit o distincție. Poți să postez pe Facebook, uai, ce frumos arată Sobi. Acum, merge... ieri, alaltă ieri. Da, ce distinție? Se numește Corneliu Leu pentru activitatea specială în sprijinul activităților culturale de literatură publicistică, pentru că sunt monografii, cărți pe care le sprijinim să apară. Le dăm de mâncare oamenilor care vor să citească, vor să afle, să-și îmbogățească cunoștințele. O primare am primit din toată țara această felicitări. Distinție. Mulțumesc. Felicitări, e în coștire, în exclusivitate. Da, 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 așa e. M-ați întrebat și de statutul de localitate turistică. Da, iarăși merge pe bani. Poți accesa fonduri pe care alte localități nu. Unu. Doi, ai parte de publicitate, inclusiv pe avion, în revistele acelea. Pentru că atunci când vin investitorii străini, cer o listă, să zicem, de la Ministerul Turismului, care sunt localitățile turistice din țară. Vreau să organizez, nu știu, trasee turistice, să le parcurgă, pentru că statutul nu se obține doar pe că e frumos primarul. Am înțeles, dar sunt convins și am văzut de-a lungul timpului, de când avem transmisiunile live, se uită la noi și oameni care sunt din afara județului sau chiar din afara țării, români plecați. Spuneți-le ce găsesc la Sfânt George de Mureș, într-un sat cultural și într-o stațiune de interes local, ca să vină la Sfânt George de Mureș? Și doi, dacă aveți în vedere de acum încolo să dezvoltați pe această linie comună, cu ce? Care ar fi prioritățile? Da, dacă ar trebui să definesc în două propoziții, aș spune că văd comuna Sfânt George de Mureș că va deveni o localitate balneoturistică cu activitate foarte importantă în domeniul cultural, religios și de divertisment. Și cele două parcă se atrag în mod reciproc. De ce balneoturistică? Pentru că vin turiști, pentru că sunt câteva atracții turistice. Băile Sărate, Castelul Mario Fi, bisericile care sunt monumente istorice, moară care e în funcțiune, dar a devenit un monument istoric, e chiar și dealul Pițigoilor sau ruta Tofalou-Cotuș, unde sunt iarăși lucruri de vizitat, e chiar și turismul ăsta de festival, știți, malul râului Mureș, unde a fost peninsula Vaibu, alte festivaluri, inclusiv de muzică creștină, e căutat comuna noastră și din acest punct de vedere și o numesc și balneo pentru că majoritatea oamenilor care veneau la Băile Sărate veneau să se vindece datorită efectului curativ al apei sărate. Dar a devenit și centru wellness și atunci vin nu numai cei care vin să se vindece, ci cei care vor să se relaxeze. Ei, atunci, evident că în jurul acestui punct de atracție, dacă construiești activități multiculturale, le organizezi la turiști, hai să mergem să vizităm ferma de oi din Tofalău sau Cotuș, hai să vezi cum se face cașul la noi, sau hai să te duc în Cotuș, între Cotuș și Livezen, e o fermă de 40 de cai, hai să te duc la călărit. Sau uite ce pistă de bicicliști avem, de ce am amintit mai înainte, hai să organizăm un concurs. Sau, haide să te duc la castel, unde fiecare două zile este un eveniment, un festival, o prezentare.
Deci așa văd eu Comuna Sânt George de Mureș, fiind atât de aproape de Târgu Mureș, unde este aeroport, unde va fi autostradă. Aeroportul nu e la Târgu Mureș. Mă rog, e în apropierea Târgu Mureș. Să fim corecți. Okay. E la Vidrasău. Da, are multe de mulțumit celor din jurul Târgu Mureșului. Nu, și Vidrasău nu e în Târgu Mureș. Chiar cineva comenta cum aeroportul Transilvania-Târgu Mureș, că e la oareșe distanță. Bine, și la trecem de Cristești, trecem de Ungheni. Și la Barcelona și la München are altă denumire. Ei au rezolvat-o cu zona metropolitană. Da, corect. Da. Deci e în zona metropolitană aeroportul. Fizic vorbind, e un lucru mare că în apropierea Comunei Sânt George de Mureș este un aeroport. În apropierea Comunei Sânt George de Mureș va fi o autostradă. Sunt lucruri care vor atrage turiști în mod evident. Trebuie să le ofer ceva în plus. Și consider că mediul acesta rural în care ne aflăm, și ăsta, apropo, e un atu pentru care nu vrem să devenim oraș. Cei care vin din străinătate, mai ales din vest, nu vor să vadă străzi asfaltate și termopane și betoane, șanțuri betonate. Vor să vadă acel mediu rural. Aveți câteva blocuri deja prin comună. Avem, evident. Și străzile care sunt adiacente blocurilor, străzile care sunt în zona mai centrală, evident, trebuie modernizate. Dar sunt unii care susțin, inclusiv în Tofaloș și Cotuș, că nu s-ar bucura dacă s-ar asfalta strada. Da, știți zona de ce? Că ar deveni cartier de blocuri, de case și ar pierde vraja rurală sau nu știu cum se numește. Da, pe zona Cotuș vin în continuare întrebări. Când circulăm pe asfalt între Cotuș și Sânt George de Mureș, spune domnul Caro Ianoși, Doru Ciobanu, felicitări și succes. Claudiu Horgoș, despre Cotuș, dacă spuneți ceva. Ciobi spune, bună seara, dar nu-mi vine să cred, face asfalt la Cotuș. Și Lori Matei, tot despre Cotuș, iar Alex tot revine și el, nu i-ați răspuns la întrebarea ce îi lipsește Sânt Georgiului de Mureș și cât de mult se mai poate extinde comuna din punct de vedere al investițiilor imobiliare. Iar acea de-a doua întrebare pe care doream și eu să vă adresez, pentru că sunt deja blocuri, sunt mulți care au investit în blocuri, proiectul de dezvoltare al comunei din punct de vedere arhitectural, înspre ce merge? Comună rezidențială cu balneoturism. Sună bine? Sună ciudat? Balneoturism, am amintit mai înainte ce înseamnă, da. Dar tot în contextul ăsta intră și un spital, de exemplu, pentru că Sânt George de Mureș se va construi un spital. Doi, turism iarăși înseamnă că va fi spital, dar și în Elveția vezi o mare insulă plină. Ați dat toate autorizațiile pentru spital? Nu, încă e la faza de nivel de Consiliu Județean, acum se ajunge la viz de oportunitate, la puze, etc. Și nu trebuie să sperie faptul că tot în acea zonă e, unde e pista de karting, sau unde vor fi terenuri de fotbal, sau poate de hockey pe gheață, etc. Pentru că și în Elveția și în multe alte țări vestice vedem centru de distracție, dar undeva un pic, poate nu chiar în vecinătate, se află un centru de sănătate. Zone turistice, multe locații, inclusiv în Austria, sunt centre de sănătate, de recuperare. Zone turistice, unii vin, se dau cu schiul sau joacă fotbal, alții se vindecă. Deci eu nu văd că exclude unul pe celălalt, pentru că zona de karting despre care vorbesc pe malul râului Mureș e declarată de mulți ani ca zonă de agrement. Evident că oricine vrea să facă altceva, cartier de locuit sau altceva, trebuie să facă un plan de urbanism zonal care face derogare de la zona declarată ca zonă de agrement. Revenind, așa văd, mai sunt câteva zeci de hectare în care se vor face dezvoltări imobiliare. Am avut cea mai mare creștere din zona centrală, vorbesc de 5-6 județe, ca și număr de locuitori. Am ajuns la 11.000 acum și aproape din toată țara suntem cea mai mare comună. Și Floreștiul e comună, are 15.000, aproape 20.000 de locuitori. De ce nu vrea să devină orașoare? Bun, și din cei 11.000, câți lucrează în Sânt George de Mureș? Procentual, aproape 40%. Și e un lucru bun. Știți de ce? Pentru că s-a dezvoltat și zona industrială a comunei. Sunt societăți comerciale, aș putea enumera 7 acum, dar nu facem publicitate, care doar anul trecut au solicitat
dezvoltarea, extinderea halelor de producție, dublarea lor, care va crea locuri de muncă. Și un lucru îmbucurător, doar anul trecut, doar pentru Sfânt George de Mureș, am emis 118 autorizații de construcții. Nu la Cotuș, chiar dacă îmi pare rău, e foarte mult. 118 case înseamnă încă 400 de locuitori, că tot Cotușul, de exemplu. E foarte mult. Revenind la Cotuș, chiar dacă la început... Dar la Cotuș, dacă ați revenit dumneavoastră, lumea nu s-a uitat de la început. Bună seara, ne uităm la emisiune, dar nu suntem satisfăcuți că ați uitat de satul Cotuș și de asfaltarea. Cu asta am început. De aici spune doamna Olbi... E doamna Olbi Islai sau domnul? Nu-mi dau seama exact. Fusti Orpi spune, bună ziua, recent m-am mutat în satul Cotuș cu viitoarea mea soție, cu care aș dori să întemeiez o familie și un pic sunt dezamăgit din cauza drumului rău și din cauza că nu este nici semnal, nici apă, nici canalizare în respectivul sat. Aș fi curios când ar putea fi rezolvate careva din problemele enumerate. Dacă ar putea să spună stimatul domn primar concret un an când se va realiza conducta de apă, că am înțeles înainte de rezolvarea apei nu va fi drumul reparat către satul Cotuș decât pietruit. Așa. Mulțumesc. Apă anul acesta, am înțeles, da? Putem reveni atunci iarăși la început. Cotușul e cel mai important. Poți să rămân până la miezul nopții. Nu, ca rămânem, să poți să răspund. Rămânem, spuneți. Atunci revenim până la Cotuș. La miezul nopții, dar mai stăm un pic. Deși cred că e un lucru bun, o emisiune despre Sfânt George de Mureș, am început cu satul Cotuș, pentru că știu că e un sat, chiar dacă e o comunitate foarte mică, e importantă. Și am explicat la început de ce nu s-a putut până acum, dar oamenii nu așteaptă scuze și explicații. Lucruri concrete. Am discutat, a avut loc licitație, avem o firmă câștigătoare pentru extinderea rețelei de apă. Dacă nu vor fi contestații, acum în primăvară începe extinderea rețelei de apă în tot satul Cotuș. Generic vorbind, în acest an satul Cotuș va avea conducte de apă. Oamenii trebuie să se branșeze. Tare curios o să fiu atunci când o să fie conducta de apă funcțională, cât se vor racorda. Și o să-i rog, îi rog acum pe cotușeni să se încurajeze unul pe celălalt. Știu că necesită anumite cheltuieli, dar acordați-vă. Nu știm dacă fântânile nu vor seca. Nu știm ce vremuri ne așteaptă. E bine să ai acolo, chiar dacă nu folosești mult apa. Anul acesta va fi conductă de apă. La anul vom putea depune iarăși proiectul de finanțare pentru asfaltare. E un mare semn de întrebare dacă va fi declarat câștigător sau nu. Tocmai pentru că locuiesc un număr mic să de locuitori. Să se mute mulți acolo. Poate fi un proiect imobiliar pe zona respectivă. Poate fi un proiect imobiliar, dar proiectele nu se câștigă pe promisiuni, că acolo se vor muta mulți, deci trebuie asfaltat. Proiectul când se face diferențiere, unde să dea Uniunea Europeană sau chiar bani guvernamentali, unde să dea banii, se face pe număr de locuitori. Pe câți locuitori o să-i ajutăm? 300? O, nu, atunci dăm acolo unde sunt 5.000. Pentru că o comunitate mai mare va fi ajutată. Deci, chiar dacă eu, subiectiv, primar, îmi place Cotușul, aș ajuta din bugetul local, ne reprezintă doar 20% din bugetul pe care îl avem. Deci oamenii, chiar dacă toți ar plăti taxele și impozitele, doar 20% ar însemna din investiții. Restul, dacă nu câștigi fonduri europene sau guvernamentale, mori încet. Expresia asta trebuie să o folosesc. Și întotdeauna se gândește, o investiție, dacă dumneavoastră vă cumpărați acum un autobuz, merită să-l cumpărați? Întreb eu pe Adi Giurgea, vă cumpărați un autobuz sau nu? Vă gândiți. Trebuie să fac un calcul. Să văd dacă am de unde să recuperez banii. Am 9 copii să-i duc sau merită să fac investiția când poate rezolv cu sau o mașină de 2 persoane? Sau poate vreau să mă laud că la locul de muncă stau din scaunul meu, văd tot orașul și conduc da, o mașină de 300.000 de euro. Da. Dar întotdeauna omul gândește și așa gândește și Uniunea Europeană și orice guvern, indiferent de coloratură politică, așa gândește. Merită să bag 20 de milioane de euro, dau un exemplu, să fac asfaltul la Cotuș când sunt încă 50 de străzi unde trăiesc 5.000 de oameni. Și chiar dacă eu fac lobby, da, dar și Cotușul e important și uite la alte sate s-a făcut. Dar poate acolo nu mai are ce să dezvolte sau a câștigat proiecte din alea de prefinanțare. Domnul Fustiar, îi spune mulțumesc pentru răspuns. În timp ce vorbeați, am zâmbit un pic, am citit un răspuns al lui Petre Boțeanu pentru Ioan Gavril Popșor. Spune Ioan Gavril Popșor, care vrea să vă clonați sau să faceți schimb de experiență, el spune Ioan Gavril Popșor sau să-l convingem să se mute la Târgu Mureș. Cine?
Să vă convingă? Eu să mă mut. Da, să vă mutați la Târgu Mureș, să candidați aici. Eu așa am înțeles. Nu am astfel de pretenții, mulțumesc. Ați convins Târgu Mureșanu, prin discurs. A, mulțumesc. Hai să mai spun un lucru, că mulți oameni se așteaptă și la acest lucru. De ce merg așa încet lucrurile? De ce la Cotuș nu mai repede? De ce aici nu mai repede? Gândiți-vă ce am amintit, cu ce ritm obținem avizele. Gândiți-vă, până anul trecut nu aveam nici personal. Nu se făcea diferență că tu ești comună cu 5.000 sau 10.000 de locuitori, cam același număr de angajați am avut. Și nici nu se face diferență că suntem aproape de Târgu Mureș, aproape zona metropolitană. Suntem aici lângă Târgu Mureș sau ești la 50 de kilometri, unde nu e o dezvoltare atât de mare. Și nu-i tot una că acolo trebuie să emiți 5 autorizații pe an sau la St. George 118. Deci e volum mult mai mare de muncă și aici fac apel către St. George și Cotușeni să fie înțelegător când vin la primărie și așteaptă răspuns sau rezolvare de pe un moment pe altul, de pe o zi pe alta. E un volum atât de mare și se vede că tot timpul la urbanism, la asistență socială, la cadastru, la fond funciar, la investiții, la contractare, tot timpul un flux mare de oameni. Bacalii Florin, tocmai vreau să vă întreb de drumul național. Nu, drumul național cu problema cu parapetul și cu trecerile de pietoni. Bacalii Florin e din zona cealaltă, de la Cristești, și el acolo e în fruntea unui grup de oameni care nu sunt de acord, se opun, practic, lărgirii la patru benzi a drumului european Târgu Mureș până la aeroport. Și spune așa: felicitări pentru realizările din comună. Dacă bine știu, domnul primar se află la al treilea mandat, cum poate descrie experiența cu colaborarea sau contrele dânsului cu Consiliul Local al localității? E întrebarea lui Bacalii Florin. Răspundeți la aceasta și după aceea vorbim despre drumul național. Pe ăsta, pe scurt, e un motiv de mândrie, ne înțelegem foarte bine cu Consiliul Local. Aproape toate hotărârile se votează în unanimitate. Nu, nici pe departe. Și totuși toate hotărârile se votează în unanimitate aproape. Avem și PSD, și PNL, și PMP, și UDMR. Totuși au înțeles acești oameni și suntem într-o relație foarte bună. Unde e război, nici lucrurile nu merg bine. Uitați-vă la noi, nu se ceartă, nu ne certăm, ne punem întrebări, dar ședințe... nu mă laud că ședințele de Consiliu Local țin 5-6 ore. Nu trebuie să țină. Toate sunt pregătite, sunt ședințe de comisii în prealabil. La ședința de Consiliu Local, practic, se votează proiectele de hotărâri care în prealabil au fost discutate. Atunci, în plen, nu mai are rost. Totul e clar, e discutat, se supune la vot, se aprobă, ne strângem mâna, ne bucurăm, merge comuna înainte. Da? Și doi cu drumul național. Doi cu drumul național. Acolo s-a avut o mare problemă. Știți, eu la un moment dat am scris, am vorbit despre faptul că ați cerut să se facă un giratoriu, ați cerut să se elimine parapetul acela, spuneați că se creează senzația de autostradă, deși e un drum în interiorul comunei. Spun, înainte de a intra în direct, deja mie mi-ați dat o veste. Ce se întâmplă? E o veste bună. Au fost multe accidente acolo. Semi-bună. Noi am cerut îndepărtarea parapetului pentru a nu se circula cu această viteză și pentru a vedea, de către conducătorii auto, pietonii din timp. Parapetele îți blochează vizibilitatea. Nu vezi pietonul care s-a angajat în traversare de pe cealaltă parte a carosabilului. Și îl accidentezi, îl vezi în ultimul moment, buf, a murit și anul trecut și acum 2 ani. Deci parapetele în sine e un lucru foarte bun. La intrarea la București, la intrarea la Brașov, la... dar nu într-o comună unde jumătate din locuitori, 5.000 și ceva, stau pe partea dreaptă, cealaltă parte pe partea stângă și un flux mare pietonal între partea dreaptă și partea stângă. Deci am cerut acest lucru, evident s-a răspuns că se evită ciocnirile frontale, etc. Dar viteza nu s-a redus, e 50 de km pe oră permis. Dar nu s-a redus viteza, mai degrabă a crescut viteza, pentru că mulți care văd parapete cred că e drum din ăsta cu 70 km, da, expres sau autostradă și dă-i bătaie, am ieșit din oraș, nu am pasă pe accelerație. Nu sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră. Sunt foarte mulți locuitori din St. George care ei merg cu viteza. Da. Mulți locuitori din St. George, nu care fac tranzit.
Da, e adevărat și acest lucru. E chiar bine că a apărut această nouă lege în care se dau sancțiuni și mai mari. E iarăși chestie de cultură. Hai să pornesc cu 10 minute mai devreme la școală, la locul de muncă, să nu trebuiască să apăs pe accelerație. Avem o cultură din ăsta, repede, bagă-te, claxonează, dă-i bătaie. În Austria, Germania, Elveția nu se face. Dar vestea semi-bună e că oamenii traversau mai de mult pe locuri nepermise, poate era accidentat, murea. Dar acum, de câțiva ani, de când e parapetele, traversează pe loc permis, legal și totuși moare. Da. Unde s-a ajuns? Am solicitat pe lângă altele și montare de semafoare acționate manual. S-a spus că nu se justifică, că nu se face, că nu știe. Până la urmă și-a dat seama că e bine. Și anul trecut, când am mers și am zis că mergem în instanță, pentru că nu au făcut nimic, m-au vopsit cu roșu anumite treceri de pietoni, zona prealabilă, până la urmă am văzut că la nivel național, de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Infrastructură Rutieră, CNAIR sau cum se numește, s-a aprobat să amplaseze ei, că noi nu putem, noi nu avem voie să ne atingem de drumul național, semafoare la 5 treceri de pietoni. Am zis că nu cred până ce nu văd, dar săptămâna trecută și încă n-am ieșit în mod public, iarăși, cu informația asta, hai să facem acum un rating mare aici, să audă sunt georgenii, au adus la noi documentația, nu ca să ne ceară aprobare sau aviz sau părere, pentru că noi am bombardat cu 18 adrese în total, pentru parapete, pentru trecere de pieton semaforizate, nu se scurge apa, se stropesc casele, hidranții nu sunt rezolvate, sunt betonate în caz de foc, vai șama, nu pot interveni pompierii, nu sunt alveole din astea pentru loc de refugii, pentru stații de autobuz. Din cauza parapetului nu vezi când virezi la stânga, pe o altă stradă. Sunt probleme care nu s-au rezolvat, dar asta se pare că se va rezolva pentru că certificatul de urbanism pentru a monta astfel de semafoare se emite de către Primăria Sunt George de Mureș cu avizul Consiliului Județean. Și ne-au dus o documentație prin care au cerut certificat de urbanism, iar noi trebuie să le comunicăm de ce avize are nevoie, acvaserv, electrică, gaz, mediu, poliția de circulație, etc. Și dacă obțin toate aceste avize, le putem emite autorizații de construire. Și știți de ce cred că se vor realiza? Pentru că nu CNAIR-ul, administratorul drumului național a venit la noi, ci firma care a câștigat licitația pentru proiectare și execuție. În cât timp credeți că va fi semaforizare? Nu cred, ci văd că în contract scrie că pentru a realiza proiectul tehnic și a obține avizele are 2 luni de zile, asta înseamnă că martie-aprilie, și pentru execuție în jur de 3 sau 4. Deci înseamnă că anul acesta se până va realiza. Până în toamnă ar trebui să fie... Da, să dea Dumnezeu, dacă mă mai chemați aici, ca în toamnă să putem vorbi de apă la Cotuș, de semafoare pe drumul național, de 17 străzi asfaltate anul acesta, de înlocuit conducta de gaz pe strada Tofalău, de trotuar nu o să ne putem apuca doar la anul, de începerea lucrărilor la Căminul Cultural, de realizarea în proporție de 80% a lucrărilor la castel, de aprobarea și obținerea unei finanțări pentru piste de bicicliști pe acel traseu de 15 km de care am vorbit, de începerea lucrărilor la școală de extindere, de începerea lucrărilor la o nouă grădiniță și de începerea lucrărilor la extinderea creșterii. Sper să putem vorbi de toate ca un început, dar spuneți în când vorbim, n-am terminat cu drumul. Din punctul meu de vedere, nu e gata. Aveți o ieșire din sat, în drumul național, spre stânga. Care? Da? Chiar sus, în deal. Nu e interzis să virezi la stânga. Ați cerut acolo un giratoriu mare. Da. Se face? Nu se face? Nu s-a aprobat. Și atunci... Pentru că așa au spus că nu se justifică acolo și să facem un studiu de trafic. Și am făcut un studiu de trafic. Știți ce înseamnă studiu de trafic? Să numeri mașinile, nu tu ca primar stai și numeri mașinile, trebuie să apelezi la o firmă de specialitate care a stat acolo timp de mai multe săptămâni și număra mașinile și... care intră. A făcut un proiect, trebuia să fie firmă specializată, a făcut acel studiu și l-am depus la CNAIR prin care se justifică să fie sens giratoriu în centru comunei, nu acolo unde l-au pus acolo. Ăla-i bat jocuri, ăla-i... Cel mic la capătul dealului înspre... Da, și la Băile Sărate este unul și aici. Alea nu sunt sensul giratoriu, nu degeaba, adică nu întâmplător intră mașini de multe ori, ele le distrug.
Ăla a fost o situație de compromis, undeva să se întoarcă mașina. Acolo mașină mare dacă intră, nu poate să întoarcă. Nici vorbă. Cu de aceea am cerut în centru comunei. Un camion nu pot întoarce. Nu, nici vorbă. Am dus acest studiu de trafic, s-a dovedit, ne-au cerut, păi, faceți proiect tehnic, costă. A făcut proiect tehnic. Ne-a costat o grămadă de bani și l-am depus la CNADNR, la această Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, și așa au spus să așteptăm avizarea. A trecut de aviz, așa se numește aviz CTE, Comisia Tehnico-Economică, a dat aviz, dar între timp a început modernizarea drumului din alți bani europeni, nu de noi. Și așa au spus, domnule, noi nu mai putem să încadrăm în proiectul ăsta, deci ăla, după ce se face modernizarea, faceți și voi. După ce s-a făcut modernizarea, au pus proiectul deoparte, așa au spus că nu se poate, că e în garanție 2 ani drumul. A expirat 2 ani de garanție, dar nu s-a făcut încă recepția finală, din informațiile noastre, la drumul național și până atunci nu putem să ne mișcăm cu nimic. Dar noi ținem acel proiect tehnic acolo pentru realizarea unui semn girator, pentru că nu am renunțat la el. Acolo se justifică în centrul comunei. Chiar dacă trebuie să mutăm statuia mai încolo, gard mai la dreapta, e zona centrală unde e... Cum sunt toate drumurile? Dimineața când trebuie să mergi în oraș, să duci copii, să mergi la lucru, e vai și amar de noi. Domnule, și nu o să renunțăm la acest lucru. Suntem în finalul discuției noastre. Citesc răspunsul lui Bacali Florin. Mulțumesc pentru răspuns și pentru discuția legată de E60DN15, din erorile și ororile căruia trebuie să învățăm și noi în Cristești pentru viitor. Și insist pe întrebarea lui Alex Tot, în final, să-mi spuneți ce lipsește Sfânt Georgiului de Mureș? Sunt un om creștin și spun că cu ajutorul lui Dumnezeu toate proiectele mari le vom realiza. Eu spun că o doză de optimism care ar face diferența între mentalitatea generală din România, că nimic nu merge bine, toată lumea e coruptă, nu merg bine lucrurile. Sfânt Georgiul de Mureș diferă deja. Altfel nu era această mentalitate ca să mă realeagă cu 90% procente, inclusiv român sau rom, nu numai maghiarii, că sunt în proporție de 50-50%. Au o doză de optimism. Multiculturalismul ăsta, toleranța reciprocă, stima reciprocă, valorile astea culturale și creștine au dus ca Sfânt Georgenii să aibă un pic ceva mai în plus față de alții. Așa se numește, un patriotism local mai în plus. Nu le e rușine că sunt Sfânt Georgeni, chiar dacă sunt încă multe probleme de rezolvat, chiar dacă au unii și cu mine, nu le place, nu știu, a albit prea mult, nu mai arată bine primarul, vorbește prea repede, nu știu, totuși simt această putere a Sfânt Georgenilor care derivă din patriotismul local, că sunt un pic mai mândri. Dar așa simt că totuși anturajul general pesimism din țară, că nu merg bine, nu e bine, nu e bine, i-a influențat și pe ei. De aceea îi încurajez acum și prin intermediul acestei emisiuni să le crească înapoi acea doză de optimism. Deci le lipsește un pic de optimism. În rest, cred că toate celelalte se rezolvă. Optimismul lipsește, dar nu dumneavoastră. Și trebuie neapărat să mai pun o întrebare, pentru că m-ați provocat, am anunțat că aș vorbi și despre așa, și uite, am uitat până acum. Români, unguri, romi. Cum reușiți să stați între ei? Cum reușiți să fiți cu tricolorul pe piept la sărbătorile românești și între unguri când e sărbătoare ungurească? Și v-am văzut în foarte multe poze și nu e campanie electorală pentru primar anul ăsta, abia anul viitor, deci nu mă poate acuza nimeni că mă gândesc în vreun fel sau altul. V-am văzut între români și unguri, dar nu fals. Cum reușiți? Marea familia Sfânt Georgenilor se compune din români, maghiari și romi. Și familia mea așa se compune. Dacă acasă reușesc să exersez acest lucru cu soacră mea, cu alte etnii, și e un lucru realizabil, poți iubi, nu numai accepta și tolera și cumva trăim aici împreună, că uite, vecinul ăla e ungur, e român, ci poți trăi în iubire, în înțelegere, inclusiv în familie. Eu atunci încerc să transfer acest sentiment și la nivel de comună. Mulțumesc și se poate. Mult. Mulțumesc tare mult. Nu regret că am pus întrebarea aceasta. Cred că e mesajul pe care trebuie să-l transmitem tuturor. Nu doar să ne acceptăm și să ne tolerăm. Să căutăm să iubim la cel de lângă noi
partea bună. Să-i chiar dacă e diferit partea de lucrurilor, chiar dacă e diferit de noi. Mulțumesc tare mult, domnule primar. Dragi privitori, dragi prieteni, mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Am văzut că ați fost mulți, ați fost și mulți cei care ați interacționat cu noi în această seară. Vă spun de pe acum, ne revedem doar luni live aici la Agenda de Mureș. Vineri e o mică pauză, dar luni sper să avem un subiect la fel de interesant ca cel din această seară. Numai bine!